Sâmbătă dimineața, la puțin timp după ora 9, un apel la 112 anunța producerea unui grav accident de circulație pe drumul European 70, așa numit și drumul morții. Două mașini s-au ciocnit violent la ieșirea din Prunaru spre București. În urma impactului puternic, unul dintre șoferi a fost grav rănit. Este vorba de un tânăr de 24 de ani din voluntari, care ulterior a fost transportat cu elicopterul la un spital din capitală. A rezultat bătămarea corporală a conducătorului auto de 60 de ani și a unei femei de 59 de ani, pasageră în autoturismul condus de acesta, fiind transportați la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri medicale. Conducătorii auto implicați în accident au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative. Polițiștii cercetează cazul pentru a stabili cine se face vinovat de accident. Probleme au fost și duminică după amiaza la ieșirea din Văcenți spre București, unde un autoturism condus de un bătrân de 72 de ani s-a lovit frontal de o dubă înmatriculată în Bulgaria. Impactul s-a soldat cu rănirea gravă a șoferului mașinii. Ulterior, acesta a fost transportat la spital pentru investigații amănunțite. A rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto de 72 de ani, fiind transportat la unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri medicale. Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative. În cauză, polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier. Tot weekendul acesta la Alexandria a avut loc un alt accident. Evenimentul rutier neplăcut s-a petrecut la intersecția străzilor HCC și Cuzavodă. A fost vorba de o coliziune între două autoturisme. Și în acest caz, oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc accidentul.